Dacă vă interesează ce au la meniu în seara aceasta, vă pot spune că au piure cu cărnița la cuptor și salată de varză. Salata de varză pare a fi din varză murată pentru că mi se pare foarte închisă la culoare. Sincer, aș mânca și niște salată de varză. Nu știu ce am de sunt așa flămândă. Astăzi am poftit la lipi, am făcut și o treștiție, nu prea mi-au ieșit așa cum arătau lui Zane, chiar nu mi-au ieșit așa. Dar am avut noroc că mi s-a umflat destul de mult coca aceea și cu jumătate din coca am făcut o pizza care mi-a ieșit foarte bună. În schimb, lipiile nu mi-au ieșit, mi-au ieșit gen turtișoare, dacă știți despre ce vorbesc. Dar, na, am încercat. Eu spuneam că ce ține de frământat la mine este foarte complicat. În rest, dacă vorbim despre prăjituri cu blatul acela de tort, pot să vă fac orice, nu am nicio problemă. Concurenții încă mănâncă, probabil avem o pauză și apoi reîncepe petrecerea, mai bine spus. Sunt tare curioasă să vedem ce se întâmplă între Maria și Antonio, că nu i-am văzut deloc vorbind până acum. Vedem.